Aflați în actuala ediție cum s-a desfășurat cea mai mare expoziție agricolă anuală din România, Indagra. La sfatul expertului veți învăța cum se face corect vinul fiert. În aceeași ediție veți cunoaște câteva curiozități din sectorul agricol. Iar la final veți urmări un colaj cu imagini unice, aduse tocmai din România. Cel mai mare și important eveniment agricol din România, Târgul Indagra. Organizat de către Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România, sub înaltul patronaj al președintelui României, s-a desfășurat în perioada 2-6 noiembrie 2016, atât în interior cât și pe platformele exterioare. Evenimentul reprezintă cea mai complexă manifestare de acest gen din România, având ca scop promovarea agriculturii din țară, potențialul zootehnic autohton, produsele tradiționale bio și a soierilor de vinuri românești recunoscute internațional. Cu fiecare ediție, Indagra a cunoscut o creștere a numărului de companii expozante și al vizitatorilor prezenți la târg, dar și o evoluție în diversitate și calitate exponatelor prezentate, tot mai performante și mai apropiate de cerințele producătorilor agricoli și procesatorilor de produse agroalimentare. În actuala ediție s-au adunat fermieri, specialiști, furnizori și clienți din Polonia, Bulgaria, Republica Moldova, dar și din multe alte țări. În aceeași perioadă cu Indagra 2016, în cadrul centrului expozițional Romexpo, s-au desfășurat alte două evenimente cu tematici complementare: Indagra Food, târg internațional pentru industria alimentară, și Expo Drink Wine, târg de vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice. La un alt stand, un expozant propunea produse naturale, fabricate artizanal, după rețete proprii, la aproximativ 100 de kilometri de București. Reprezentanta companiei ne-a spus că și-ar dori ca în viitor să pătrundă cu produsele lor și pe piața Republicii Moldova. Sunt produse din lapte, de exemplu iaurturi, din lapte de vacă, din lapte de capră. Le propunem produse coapte și afumate sau produse crud uscate, afumate la fum rece pentru conservare, din carne de porc, de capră, de oaie, chiar și de mistreț. Pentru noi este foarte important să venim să le spunem bucureștenilor și în general românilor că da, în agricultură se pot face lucruri naturale, produse de foarte bună calitate, produse realizate artizanal cu eforturi românești și cu forță de muncă românească. Cred că concurența există, dar se limitează foarte mult la modul de a face lucrurile. Pentru că în momentul în care faci totul natural, nu poți să lucrezi cu cantități foarte mari. În general, expozanții de aici lucrează cu cantități foarte mari. Mai există producători mici, dar nu atât de nișați precum suntem noi și cu livrări la domiciliu. Sunt foarte solicitate pentru că în ritmul acesta în care trăim noi la ora actuală ne consumă foarte mult timp în trafic, la serviciu și atunci în momentul în care cumpărăturile de produse naturale sunt aduse acasă, direct, practic timpul și efortul petrecut în acest sens nu mai există. Plus că o sursă de produse locale care se poate să-ți aducă constant aceste produse, adică săptămână de săptămână, este mai dificil să o găsești și atunci oamenii se bucură când dau de noi și cine ne gustă întotdeauna repetă actul de cumpărare. Deocamdată le aducem de la 90 de kilometri de la ferma care este în România. Ne-ar plăcea să venim să cunoaștem Republica Moldova, să vedem cum se întâmplă lucrurile acolo. Știu că aveți niște produse tradiționale de foarte bună calitate. Deocamdată suntem în România, dar suntem deschiși. Un participant nici nu a reușit să-și instaleze bine standul, că deja era asaltat de clienți, anume pentru specialitățile de ceaiuri și cafele pe care le propuneau. Cafelele cu arome, începând deci de la cafea cu rom jamaican, cafea belgiană cu praline, acestea deci pe arome sunt garantat
cele mai solicitate de clienți, sau pe origini Peru, Guatemala. Cafeaua pe care noi o recomandăm în acest târg este Peru, fiindcă Arosim este o plantație la 1200 de metri altitudine, considerată cea mai pură cafea din lume. Este creată practic cu sapul pe stânci. Este mai mult decât bio, organică sau ce se poate. Are un gust extraordinar de cacao, fructată, și care cred că clienții de la Romexpo vor fi extrem de încântați. Noi o facem și la expresor sau o specialitate care puțin o pot întâlni în România, dacă puteți și filma, este făcută la nisip, la ibric. Deci opărită, nu dă în clocot și scoate cel mai bun aroma de cafea. Ceaiul casei este Cleopatra, cel mai vândut ceai al nostru, o combinație de verde cu alb, extrem de bun pentru organism, cu papaya, albăstrele, ananas, de asemenea fructul pasiunii, un ceai de fructe care de asemenea este o delectare. Beau în fiecare zi o cafea dimineața și una la prânz. În general, cei care se ocupă de acest domeniu nu trebuie să bea o cafea neapărat preferată, ci trebuie să-și creeze un cult și trebuie să bea în fiecare zi o altă cafea să poată facă o diferență. Deci, beau începând de la Costa Rica, Honduras, Guatemala, Peru. Deci toate cafele ca să le pot face o distinție. Pentru a fi performantă, agricultura românească, alături de sectoarele conexe, are nevoie de investiții, de cercetare, de mașini și utilaje de ultimă generație, de tehnici și tehnologii moderne. Toate acestea au fost aduse în atenția pieței în cadrul celei de-a 21-a ediție Indagra, locul unde s-au reunit cele mai reprezentative firme din țară și din străinătate. Noi am vizitat cel mai mare stand cu echipament agricol al unei companii italiene și am rămas de-a dreptul impresionați. Este un stand foarte mare și asta e și ideea, să venim să le arătăm clienților noștri că deținem o gamă completă de utilaje agricole. În momentul în care au nevoie de un utilaj și doresc și altceva pe lângă să cumpere, automat putem să le furnizăm toate nevoile lor. Nu trebuie să meargă în 7 locuri, la 7 firme să cumpere câte un utilaj. Din start până la sfârșit oferim utilajul, plus service, plus garanție, plus piese de schimb. Am venit cu foarte multe utilaje agricole. Ca de obicei încercăm să arătăm clienților noștri că avem o gamă completă de utilaje agricole. Ca noutate sunt semănătorile de plante prăjitoare. Am venit în acest an cu 3 configurații. O configurație pentru o semănătoare de bază, o configurație medie cu un calculator V1200 inclus și o semănătoare, spunem, premium cu calculator, pe parte de îngrășăminte cu Big Bag și roți intermediare de presare. În momentul de față ne pregătim pentru campania ce urmează să vină, campania de plante prăjitoare, semănată plante prăjitoare. Avem o semănătoare care este foarte bine vândută și în continuare sperăm să vindem la fel de bine această semănătoare. Anul acesta s-a vândut foarte bine scarificatoare. În general, produsele care sunt făcute la fabrica din Chișinău Criș s-au vândut foarte bine. Scarificatoarele de 3 metri, de 4 metri, cele de 2 metri jumate, sunt scarificatoare Pinocchio, Attila și Artilio. De asemenea, discurile scurte de finisaj Presto, combinatoarele Grator, deci în principal cam toate utilajele care se fac și se produc la fabrica din Chișinău Criș s-au vândut foarte bine anul acesta. Pentru noi, sfârșitul de an și expoziția de la Indagra înseamnă discuții cu dealerii noștri, pregătirea planului de activitate pentru anul următor. Din acest punct este o expoziție foarte importantă și sperăm să o ținem în continuare la fel și în anii următori. George Babău este reprezentantul unei companii cehă care se ocupă de dezvoltarea, producția, comercializarea și serviciul utilajelor agricole pentru prelucrarea solului și semănat, precum și de tehnologiile de prelucrare a semințelor oleaginoase. Noi avem și obiective mari, obiective complexe, fabrici mari de ulei, de peleți, de brichete, instalații de purare a apei, dar avem și pentru micii fermieri, începând cu presele mici de ulei, cu prese mici de brichetare, prese mici de peletizare. Sortimentul este destul de variat și deocamdată este bine, da. Oricând e loc de mai bine. Anul acesta am venit cu un extruder nou, care este foarte performant,
N-are rost să vă plictisesc cu detalii tehnice, dar rezultatele obținute sunt foarte bune, foarte bune. Apoi avem noi prese de brichetat, sunt produse care le-am adus la târg, care la fel sunt cu, considerăm noi, cu impact la micii fermieri. Indagra este cel mai mare târg de agricultură din România. Noi participăm și la târgul de la, din România vorbesc, și la târgul de la Arad, și la târgul de la Cluj, și la târgul de la Suceava. Sunt târguri foarte bune toate, dar Indagra are, e mare, este foarte mare și de foarte mulți expozanți, foarte mulți vizitatori. Este un târg, cel puțin în România, un târg foarte, foarte bun. Eu îl consider personal, dintre toate târgurile din România, în toate domeniile, nu numai agricultură, că este cel mai bun târg. Reprezentantul companiei participă bianual și în Moldova, la expozițiile Molda Agrotech și Farmer, și a stabilit cu succes câteva relații de parteneriat la noi în țară. La Molda Agrotech noi participăm și primăvara și toamna, este un târg foarte bine organizat. După participările noastre la Molda Agrotech am semnat câteva contracte frumoase. În Republica Moldova, cu fabrici mari de peleți și pe fabrici mari de brichete, chiar mari, care merg și pe paie, care merg și pe lemn, pe rumeguș. Chiar acum, exact când s-a terminat Molda Agrotech-ul, am pus în funcțiune o linie de peleți destul de mare pe lângă Bălți. Expoziția Indagra este un eveniment important și pentru Republica Moldova. Astfel se explică interesul antreprenorilor autohtoni de a participa de la an la an într-un număr tot mai mare la cel mai mare târg agricol din România. Printre participanți am întâlnit câțiva membri ai Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe din țara noastră. Târgul Indagra Food este un eveniment foarte important pentru comerțul fructelor și produselor agroalimentare aici în România. Aici vin un flux enorm de vizitatori, care este reprezentat în prima parte de către consumatorii finali, care sunt oamenii de rând care fac cumpărăturile din rețelele de magazine și sunt vizitate de specialiștii marketing și aprovizionări a rețelelor mari de magazine. Sunt expuse aici o gamă largă de produse agroalimentare din fructe și legume proaspete și procesate pentru membrii Asociației Moldova Fruct, care astăzi participăm pentru un stand comun cu grație suportul pe care ni l-a oferit programul Națiunilor Unite prin programul de finanțat de Uniunea Europeană promovarea inovațiilor în pomicultură. Suntem aici prezenți 12 companii care oferă cumpărătorilor și clienților din România o gamă largă de fructe în stare proaspătă. Avem mere, avem pere, avem prune, avem struguri de masă, o gamă largă de fructe procesate, prune uscate, caise, avem băuturi tari din fructe, avem prezente aici conservele, gemurile și sucurile moldovenești. Consumatorii din România apreciază foarte înalt calitățile fructelor, apreciază foarte mult calitatea produselor care le obțin producătorii din aceste fructe. Efimia Boghiu, tot din Republica Moldova, este manager al unei companii din Soroca, producătoare de conserve și sucuri din fructe și legume. Întreprinderea funcționează deja de 50 de ani, iar de-a lungul existenței sale a atins rezultate remarcabile. Dintr-o mică unitate de producere a sucurilor, s-a transformat într-o asociație de producere considerabilă, care cuprinde fabrica de conserve și 1800 hectare de pământuri proprii și arendate, bine îngrijite și roditoare.
orice fabrică sau eu știu, oricine care ar dori să numerească pe piață, numai decât trebuie de făcut cheltuieli, altfel ca să te cunoască trebuie să te prezinți undeva. Adică să iei parte la aceleași expoziții care se fac într-o țară sau în alta, sau când vin la noi în țară. În România am întâlnit și cel mai mare combinat de panificație din țară, care de 7 ani participă în regim sistematic la expoziția Indagra. Scopul companiei este bine determinat. Vor să cucerească întreaga lume cu ajutorul delicioaselor produse. Suntem reprezentați prin mai mulți distribuitori activi. La acest târg am venit cu pâinile de secară, în mare parte. Deci vorbim de Riga, Tallinn și Borodinski, care este un produs nou pentru piața românească și ne bucură faptul că a trezit un interes sporit a consumatori și reacția a fost una foarte pozitivă, aș spune, chiar și cu un interes de a fi prezenți cât mai curând pe piața românească. Astăzi avem o gamă largă de covrigei, o gamă largă de turtă dulce, de biscuiți. Practic suntem cu produsele noastre de bază prezente pe piața românească, care vrem să le propunem și altor distribuitori pe plan local, distribuitori mai mici, deoarece că suntem prezenți prin distribuitorii mari în rețelele mari din România. Probabil cel mai important lucru este ca să conștientizăm că nu suntem noi unici producători pe piața mondială și vorbim acum de piața românească și respectiv trebuie să ne concentrăm foarte important, aș spune, sau cel mai important asupra calității bunurilor care le vom oferi sau produselor care le vom oferi. Deci asta este scopul nostru de bază. Mizăm foarte mult pe piața americană, să o cucerim, este o piață foarte mare, o piață nouă, avem deja succes. Timp de 4 zile, mii de oameni au pășit pragul expoziției internaționale Indagra. Majoritatea din ei au fost satisfăcuți de organizare. Cum vi se pare expoziția? Frumoasă și interesant. Este extraordinară, am întâlnit astfel de oameni prietenoși și mi s-a oferit, de exemplu, am să cumpăr mere din Ungaria, foarte bune, și doamna mi le-a oferit pe gratis. A fost foarte prietenoasă, o experiență foarte plăcută. Îmi place mult. E foarte bine, foarte frumos aici. Destul de benefică, cred eu. Super! Pe noi ne interesează un tractor și am reușit să vedem unul mai convenabil. Dar mai venim și duminică. Vinim duminică cu ginerele. Noi am venit să ne informăm. Ce ați reușit să cumpărați? După cum vedeți, și flori, și pământ. Mâncarea este un lucru extrem de important în viața noastră, însă sunt multe informații pe care nu le știm despre ea. Există o varietate de alimente astfel încât este normal să apară date interesante, unele chiar șocante. În această ediție vă prezint câteva dintre lucrurile mai puțin știute despre mâncare. Aproape 70% din producția mondială de ulei de măsline este contrafăcută. Trebuie să aveți mare grijă ce fel de ulei de măsline folosiți. Cea mai scumpă pizza din lume costă $12.000 și prepararea ei durează 72 de ore. Aceasta poartă numele de Luis al XIII-lea și a fost creată de bucătarul italian Renato Viola. Pentru a o realiza, este nevoie de 3 bucătari. Pliculețele de ceai au fost inventate accidental. Americanul Thomas Sullivan, un comerciant de ceaiuri, a creat plicurile pentru a trimite mostre clienților săi. Aceștia au crezut că trebuie să fiarbă ceaiul cu tot cu plic și astfel, pe baza feedback-urilor primite, s-a trecut la producția în masa ceaiului la plic. Copiii se nasc având o preferință mare pentru dulciuri. Cercetătorii pun acest lucru pe seama faptului că au o creștere rapidă și au nevoie de multe calorii pentru a se putea dezvolta.
De asemenea, zahărul îi face să se simtă bine. Bananele care se regăsesc în comerț sunt identice din punct de vedere genetic, pentru că provin practic din același bananier Cavendish, care a fost clonat timp de câteva decenii, după ce a fost selectat de către United Fruit Corporation în 1950 pentru a înlocui soiul Gros Michel. Fugu, o mâncare tradițională de origine japoneză, dacă nu este preparată cum trebuie, poate ucide, deoarece conține o toxină de 1200 de ori mai puternică decât cianura. Aflați că ketchupul a fost folosit ca și medicament în anii 1800 pentru a trata indigestia, dar și alte boli. Sămânța ce se găsește în interiorul sâmburelui de piersică are o substanță foarte puternică împotriva cancerului, numită laetrină. Merele plutesc în apă, deoarece un sfert din volumul lor este plin cu aer. Unul dintre cele mai hidratante alimente pe care le putem consuma este castravetele, care conține aproximativ 96% de apă. Din câte se pare, și mâncarea are o aură interesantă, chiar dacă pentru cei mai mulți pare un lucru absolut banal. Pentru această ediție am vorbit cu cei mici despre legume. Așadar, i-am întrebat în primul rând ce sunt legumele. Mâncare sănătoasă. Roșii. Încă varză. Vitamine. Legumele sănătoase. Niște fructe care dau vitamine. Și dacă îl mănânci, te faci mai puternic, să crești mare și mai puternic de mușchi. Apoi mi-au zis unde cresc legumele. Legumele nu sunt ca fructele, căci fructele cresc în copaci. Dar legumele cresc jos, în pământ. Ce nu vedem că cresc, că ele cresc cu morcov în copaci și poi ele cresc cu roșii în copac. În pământ. Doar în pământ? Și în copac. În grădine. Pe pământ. În casă. Dar și în ce loc se păstrează? Bunica mea ne pune în cămară. În beci. În subsol sau în beci? Acasă. În frigider. La burtică. Aflați și care este cea mai mare legumă. Desigur, în opinia celor mici. Redichie. Varza. Cât de mare este? Cam așa. Eu cred că bostanul e cea mai mare. Cartoful. Bostanul. Cât de mare este? Cam atât de mare? Varza și dovleagul. Cel mai mare este varză. Cât de mare este? Mai mare. Unii din ei mi-au zis și ce legume preferă. Morcovul, ceapă și usturoi. Când mănânci ceapă și usturoi? La grădiniță mânca și ne place. Mie îmi place roșia. Și îmi place varza. Îmi plac frunzele. Sunt un fel de frunze care spun în salată, care mama ne cumpără. Îmi place castravetele și morcovul. Bunătanul chiar îmi place. Castravetele. Și gata. Mie îmi place leguma morcovul, usturoiul și ceapa. Morcovul. Și... și gata. La final, copilașii mi-au explicat de ce este necesar să consumăm legume. Să fim sănătoși. Ca să fim sănătoși,
și să nu avem boli, mai ales de la ceaba și usturoiul. Vitamine. La sănătate. Vinul fiert sau izvarul este un vin încălzit și de cele mai multe ori condimentat cu piper, scorțișoară sau cuișoare și îndulcit cu zahăr. Nu se cunoaște cu exactitate când și cine a făcut pentru prima oară vin fiert, dar se presupune că a fost folosit ca licoare de menținere pentru acei care munceau afară pe timp de iarnă. Strămoșii noștri foloseau vinul fiert cu miere și mirodenii împotriva răcelii. Unii tămăduitori foloseau în mod curent vinul roșu pentru prepararea unor medicamente. Primele rețete scrise apar încă în antichitate. În evul mediu, cea mai cunoscută variantă era vinum hippocraticum, numită astfel după numele lui Hipocrate, de unde deducem că proprietățile medicinale ale băuturii erau cunoscute încă de pe atunci. A fost una din băuturile preferate ale lui Ludovic al XIV-lea și era un cadou la modă, la fel ca și gemurile și alte conserve de fructe. În evul mediu, vinul fiert se consuma rece și era considerat medicament, mai pur decât apa, recomandat chiar și copiilor. În timp, rețetele de preparare a vinului fiert s-au modernizat substanțial. Astăzi, de exemplu, veți învăța cum se prepară vinul fiert cu whisky și gutui. Ai nevoie de următoarele ingrediente: 200 de ml de vin roșu, 30 de ml de whisky, o gutuie, o portocală și câteva condimente pentru vin. Începe prin a pune vinul la fiert. Vin, portocală, 3 bobițe de enibahar, 3 cuișoare, 2 semințe de cardamom, o linguriță de zahăr brun și o jumătate de gutuie tăiată sub forma unor felii de pepene. Lasă la fiert vinul pe flacără mică până începe să fiarbă, apoi oprește aragazul. Paharul sau cana trebuie să fie din material rezistent termic și să aibă toartă. Pune whisky-ul în cana cu care vei consuma băutura. Scoate gutuia din vin și pune-o separat pe farfurioară. Toarnă vinul fierbinte în cană peste whisky. Gutuia fiartă o vom servi alături de băutură. Orice variantă ați alege pentru a fierbe vinul, nu uitați totuși de recomandarea medicului că băutura trebuie consumată moderat. Vă invit în cadrul rubricii pentru arhivă să remarcați cu ce bagaj de amintiri ne-am întors din România. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu o nouă ediție a emisiunii Târguri și Expoziții. Până atunci, să aveți zilnic parte doar de emoții pozitive!